Vlad Zepeș, un profil psihopatologic. Vlad Zepeș, cunoscut și sub numele de Vlad Dracula, este un personaj istoric fascinant, care a stârnit controverse și a inspirat numeroase legende și povești. Domn al țării românești în secolul al XV-lea, Vlad Zepeș a servit drept inspirație pentru personajul fictiv contele Dracula în străinătate, este cunoscut în special pentru metoda sa de execuție și tortură, tragerea în țeapă și pentru cruzimea cu care a tratat dușmanii săi. Ceau sunt voi cu Mihnea din Beijing! În acest material îmi propun să analizez psihopatologia lui Vlad Țepeș prin explorarea posibilelor tulburări de personalitate și comportamentele sale deviante. Dacă îți plac acest gen de videouri, abonează-te la canalul meu. Mersi mult în avans! Acest material este împărțit în șapte părți. În prima parte voi explica ce este psihopatologia istorică, în partea a doua voi face câteva scurte referiri la contextul istoric și politic al acelor vremuri, în partea a treia voi face un profil psihopatologic prin analiza tulburărilor de personalitate ale lui Vlad Țepeș, în partea a patra voi analiza personalitatea lui Vlad Țepeș prin prisma modelului Big Five, în partea a cincea prin lentila psihanalizei freudiene, și în partea șasea, conform teoriei arhetipilor Jungiene. Voi încheia în partea șaptea cu câteva percepții contemporane despre Vlad Țepeș și o concluzie. Este important de menționat că această analiză este doar o interpretare și o diagnosticare speculativă bazată pe teorii din psihiatrie și psihologie. Așadar, hai să începem. Partea 1. Ce este psihopatologia istorică? Analiza psihopatologiei unor personaje istorice, precum Vlad Țepeș, este un demers relevant pentru studiul psihopatologiei istorice în general. Acesta ne permite să înțelegem modul în care factorii istorici, culturali și politici pot influența dezvoltarea și manifestarea tulburărilor de personalitate și a comportamentelor asociate acestor tulburări. În plus, studierea psihopatologiei personajelor istorice poate oferi indicii despre modul în care aceste tulburări și comportamente s-au manifestat în trecut, precum și despre impactul lor asupra societății și istoriei în ansamblu. Analiza psihopatologiei lui Vlad Țepeș și a altor personaje istorice controversate ne ajută să reflectăm asupra propriilor noastre percepții și judecăți morale. Astfel, ajungem să ne întrebăm cum putem evalua și înțelege comportamentele și motivațiile celorlalți într-un mod obiectiv și echilibrat, mai ales când nu trăim în același cadru istoric. Studiul psihopatologiei istorice nu numai că ne oferă o perspectivă unică asupra personajelor și evenimentelor din trecut dar ne invită și la introspecție și la o înțelegere mai profundă a naturii umane și a complexității comportamentului uman. O limită a psihopatologiei istorice este faptul că aplicarea conceptelor și criteriilor contemporane de sănătate mentală la personajele istorice poate ridica probleme de anacronism și de interpretare culturală. Normele și percepțiile legate de comportament și sănătatea mentală au evoluat de-a lungul timpului și s-au modificat în funcție de contextul cultural și istoric. Astfel, este important să fim atenți la aceste diferențe și să nu punem categorii și etichete contemporane în mod necritic asupra personajelor istorice. Cu toate acestea, analiza psihopatologiei personajelor istorice controversate precum Vlad rămâne un exercițiu valoros și stimulant care ne ajută să înțelegem mai bine complexitatea comportamentului uman și interacțiunea dintre factorii individual, istorici și politici în modelarea istoriei și a societății. Partea 2. Contextul istoric și politic în care a trăit Vlad Țepeș Pentru a înțelege pe deplin psihopatologia lui Vlad Țepeș, este important să luăm în considerare foarte pe scurt și contextul istoric și politic în care a trăit și a domnit. În secolul al XV-lea, țara românească se afla într-o situație precară, fiind prinsă între expansiunea Imperiului Otoman și interesele regatului ungar. Acest context politic tensionat și instabil a influențat, fără îndoială, stilul de conducere a lui Vlad Țepeș și nevoia de a-și afirma puterea. De asemenea, este important să menționăm că educația și experiența lui Țepeș în copilărie au putut contribui la dezvoltarea tulburărilor de personalitate și a comportamentelor sale violente. Fiind capturat și ținut ostatic de otomani în copilărie, Vlad Țepeș a fost expus la violență și cruzime de la o vârstă fragedă. Acest lucru a putut contribui la normalizarea și internalizarea comportamentelor violente. Partea 3. Tulburările de personalitate ale lui Vlad Țepeș 1. Narcisismul malign Vlad Țepeș a fost descris adesea ca având trăsături narcisiste caracterizate prin mândrie excesivă, lipsă de empatie și tendința de a supraestima importanța. Acest narcisism malign este un tip extrem de narcisism asociat cu un comportament antisocial, agresiv și manipulativ. În cazul lui Vlad Țepeș, acest narcisist se poate manifesta prin nevoia sa de a-și demonstra puterea prin acte de violență și cruzime, precum și prin modul în care și-a construit imaginea de conducător neînfricat. 2. Tulburarea antisocială de personalitate Sociopatia Vlad Țepeș a fost de asemenea asociat cu tulburarea antisocială de personalitate, o tulburare caracterizată prin lipsă de remușcări, comportament impulsiv și irațional și incapacitatea de a respecta normele sociale. Un astfel de comportament este evident în cruzimea sa față de dușmani, în utilizarea torturii și execuțiilor ca metode de a menține controlul și a inspira frică, precum și în lipsa sa de empatie față de suferința celorlalți. 3. Sadismul Vlad Țepeș a fost deseori descris ca având tendințe sadice, adică o plăcere în a provoca durere și suferință celorlalți. Această trăsătură este evidentă în metoda sa preferată de execuție, tragerea în țeapă, și în mărturile pe care le avem despre brutalitatea și cruzimea cu care își trata dușmanii. Sadismul său poate fi înțeles ca o modalitate de a-și afirma puterea și de a crea o atmosferă de teroare, dar și ca o formă de autogratificare. Partea 4. Personalitatea lui Vlad Țepeș analizată prin prisma modelului Big Five. În această secțiune voi analiza personalitatea lui Vlad Țepeș utilizând modelul Big Five, o teorie psihologică care clasifică trăsăturile individuale în cinci dimensiuni. Deschiderea către experiență, conștiinciozitatea, extraversiunea, agreabilitatea și stabilitatea emoțională. 1. Deschiderea către experiență Deschiderea către experiență se referă la cât de receptivă este o persoană la idei noi, la experiențe și la aventură. Deși nu există date directe despre Vlad Țepeș în această privință, se poate argumenta că el a avut un nivel moderat de deschidere către experiență. Acest lucru se reflectă în interesul său față de strategiile inovatoare de război, Utilizarea unor metode neortodoxe de pediapsă și adaptarea la diferite contexte politice și culturale. Totuși, opoziția sa față de unele idei și tradiții străine sugerează o limitare a deschiderii sale. 2. Conștiinciozitatea Conștiinciozitatea se referă la responsabilitate, organizare, autodisciplină și perseverență. În cazul lui Vlad Țepeș, această trăsătură pare a fi foarte prezentă. În timpul domniei sale, Țepeș a fost cunoscut pentru abordarea sa disciplinată și riguroasă în administrația justiției și menținerea ordinii în țară. De asemenea, a fost un conducător strategic și capabil, demonstrând perseverență în luptele sale împotriva invadatorilor și a rivalilor politici. 3. Extraversiunea Extraversiunea se referă la energia, entuziasmul și interacțiunea socială dinamică. În cazul lui Vlațepeș, nivelul de extraversiune pare să fi fost variabil. Pe de o parte, era un lider carismatic și autoritar, care își exercita autoritatea cu forță și se impunea în fața supușilor săi. Acest lucru sugerează un grad de extraversiune ridicat. Pe de altă parte, stilul său de conducere era adesea învăluit în mister și reținere, ceea ce ar putea indica un nivel mai scăzut de extraversiune. 4. Agreabilitatea Agreabilitatea se referă la bunătate, compasiune și cooperare. În cazul lui Vlad Țepeș, nivelul de agreabilitate pare a fi destul de scăzut. Țepeș era cunoscut pentru metodele sale brutale de pedeapsă, inclusiv folosirea țepei ca instrument de tortură și execuție. Deși aceste acțiuni erau justificate în mintea sa ca fiind necesare pentru a menține ordinea și a descuraja trădarea, ele reflectă o lipsă de empatie și cooperare în relațiile cu ceilalți. 5. Stabilitatea emoțională Stabilitatea emoțională se referă la capacitatea unei persoane de a gestiona stresul, anxietatea și emoțiile negative. În cazul lui Vlad Țepeș, este dificil de evaluat cu precizie nivelul său de stabilitate emoțională, având în vedere contextul istoric și lipsa de informații personale detaliate. Cu toate acestea, există dovezi care sugerează că el a fost capabil să rămână concentrat și determinat în ciuda numeroaselor provocări și conflicte pe care le-a întâmpinat în timpul domniei sale. Acest lucru ar putea sugera o anumită stabilitate emoțională. În concluzie, analiza personalității lui Vlad Țepeș în conformitate cu modelul Big Five dezvăluie o combinație complexă de trăsături care au contribuit la reputația sa infamă și la succesul său ca mare conducător. Deși este dificil de cuantificat cu precizie nivelurile acestor trăsături, este clar că Vlad Țepeș a fost un personaj remarcabil și enigmatic, a cărui personalitate continuă să fascineze și să stârnească dezbateri. Partea 5. -a. Interpretarea personalității lui Vlad Zepeș prin prisma psihanalizei. Ce ar fi spus Freud despre Cepeș? Personalitatea complexă și metodele de pedapsă brutale ale lui Vlad Zepeș au stârnit numeroase dezbateri și analize. Utilizând teoria psihanalitică a lui Sigmund Freud, putem încerca să explorăm adâncurile personalității lui Vlad Zepeș prin prisma celor trei structuri ale psihicului: idul, egoul și superegoul. 1. Idul Idul este sursa impulsurilor primitive și a dorințelor necontrolate. În cazul lui Vlad Țepeș, idul ar putea fi reprezentat prin dorința sa pentru putere absolută și control. Tactica sa de impunere a autorității prin teroare, exemplificată de tragerea în țeapă, reflectă o manifestare extremă a idului o eliberare a impulsurilor agresive și a dorinței de dominare. 2. Ego-ul ego funcționează ca un mediator între id și realitate, încercând să satisfacă dorințele idului într-un mod realist și acceptabil social. ego lui Vlad Țepeș poate fi interpretat prin prisma acțiunilor sale de guvernare și de menținere a ordinii în țară. Chiar dacă metodele sale erau brutale, ele pot fi văzute ca o încercare a egoului de a gestiona impulsurile idului, în contextul unei realități politice tumultoase, unde violența era o normă și unde figura autoritară a conducătorului trebuia să fie neîndoielnică pentru a asigura stabilitatea. 3. Super-egoul super ul este partea care incorporează standardele morale și principiile pe care individul le-a învățat de la părinți și din societate. În cazul lui Țepeș, super ul se manifestă prin încercarea de a impune ordine și justiție conform propriilor sale coduri morale. Deși aceste coduri erau departe de a fi aliniate cu ceea ce astăzi considerăm etic, în contextul timpului său și al educației primite, Vlad Țepeș ar fi putut considera că acționează în conformitate cu un superego riguros, care nu tolerează nici cea mai mică abatere de la lege și ordine. În concluzie, analizându-l pe Vlad Țepeș prin lentila teoriei freudiene, putem vedea o luptă constantă între impulsurile sălbatice ale idului Încercările ego-ului de a menține un echilibru între acestea și realitate, și un superego sever care dicta o formă extremă de moralitate și dreptate. Personalitatea sa, așa cum a fost ea înregistrat în istorie, este rezultatul unei dinamici complexe între aceste trei structuri, reflectând tumultul unei epoci în care viața și moartea erau adesea guvernate de forța brutală și de legea celui mai puternic. Partea 6. Psihologia personalității lui Vlad Țepeș prin prisma arhetipului Jungiene. Ce ar fi spus Jung despre Țepeș? Interpretarea lui Vlad Țepeș prin prisma arhetipurilor lui Carl Jung ne oferă o perspectivă diferită asupra omului din spatele legendei. Arhetipurile propuse de Jung, persona, umbra, anima sau animus și sinele, pot servi ca instrumente utile pentru descifrarea complexității psihice a acestui conducător controversat. 1. Persona Persona este masca pe care o purtăm în societate, rolul pe care îl alegem să îl jucăm. În cazul lui Vlad Țepeș, persoana poate fi văzută în imaginea de lider neînfricat și necruțător, un principe care impunea respect și teamă. Această mască publică a autorității și puterii a fost esențială pentru a menține ordinea într-un teritoriu atât de disputat precum era țara românească în era medievală. 2. Umbra. Umbra conține părțile personalității pe care nu dorim să le recunoaștem sau să le arătăm lumii. Pentru Vlațepeș, umbra ar putea include cruzimea excesivă și posibila plăcere în a pedepsi și a domina. Aceste trăsături, în timp ce posibil erau respinse de normele morale ale societății, au fost parte integrantă a reputației sale de domnitor temut și au funcționat ca un instrument de control politic. 3. Anima și Animus. Anima, animus, reprezintă arhetipurile feminine, anima și masculine, animus, din subconștientul fiecărei persoane. În cazul lui Vlad Țepeș, influența anima animus poate fi mai greu de determinat datorită lipsei informațiilor despre viața sa personală. Cu toate acestea, putem specula că anumite decizii și comportamente ale sale reflectă o luptă internă cu aceste aspecte psihice Echilibrându-și agresivitatea și durețea cu momente de protecție și de grijă față de subiecții săi. 4. Sinele. Sinele este conceptul de integrare a tuturor arhetipurilor, reprezentând întregirea și echilibrul psihic. Sinele lui Țepeș ar putea fi văzut în căutarea sa pentru unitate și independență națională încercând să concilieze diferitele aspecte ale personalității sale într-un întreg funcțional care să conducă și să protejeze țara. În concluzie, Vlad Țepeș poate fi văzut ca o figură a contrastelor, al cărui comportament reflectă interacțiunea complexă dintre diferite arhetipuri iunghiene. Deși imaginea sa istorică este dominată de actele de violență și de o tactică de intimidare, analiza prin lentila arhetipului lui Jung ne permite să vedem un tablou mai nuanțat, în care personalitatea sa este rezultatul unei serii de compromisuri între diferitele părți ale psihicului său. Partea 7. Percepții contemporane și concluzie în timp ce analiza psihopatologiei lui Vlad Țepeș este o abordare teoretică care ne ajută să înțelegem mai bine personajul istoric, este important să luăm în considerare și percepțiile contemporane asupra lui Vlad Țepeș. În cultura populară, figura sa a fost adesea asociată cu vampirismul, datorită romanului Dracula al lui Bram Stoker. Chiar dacă acesta este un aspect ficțional, și nu are legătură directă cu viața lui Vlad Țepeș, legenda a contribuit la formarea unei imagini negative și sinistre a domnitorului român. Pe de altă parte, pentru mulți români, Vlad Țepeș este văzut ca un erou național, un conducător care a luptat pentru independența țării și a apărat-o de invadatorii otomani. Acest aspect al vieții sale poate fi pus în balanță cu comportamentul său sadic și cruzimea sa, oferind o imagine mai nuanțată a lui Vlad Țepeș și a motivațiilor sale. În plus, este important să menționăm că informațiile despre viața și domnia lui Vlad Țepeș provin în mare parte din cronici și relatări istorice care au fost influențate de percepțiile și interesele politice ale vremii. Unele dintre aceste relatări au fost scrise de adversarii săi, ceea ce ridică întrebări cu privire la veridicitatea și obiectivitatea descrierilor adresate lui Țepeș. Analiza tulburărilor de personalitate și comportamentele asociate cu Vlad Țepeș evidențiază complexitatea și dualitatea acestui conducător. Pe de o parte, Țepeș a fost un domnitor neînfricat și strategic, iar pe de altă parte a fost un om dominat de sadism și cruzime. Studiul său scoate în evidență importanța contextului istoric și politic al vremii, precum și factorii personali care i-au modelat personalitatea, inclusiv copilăria și motivațiile lui. Dacă ți s-a părut interesant acest video, te invit să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Citesc toate comentariile cu mare interes! Până data viitoare, ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing.